Hai salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și de data aceasta facem iarăși recenzia la un parfum. Este vorba despre un parfum de la una dintre casele mele preferate în materie de parfumuri și anume Lalique. O casă de designer subapreciată, subevaluată și ignorată de foarte mulți oameni. Ignorată pentru că nu știu ce reprezintă Lalique în primul rând în industria produselor de lux dar în același timp și în uh, parfumerie. Lalic, la origine, este o casă specializată pe articole de lux din sticlă sau în prelucrarea sticlăriei, iar fondatorul ei este celebrul René Lalic, care, de-a lungul anilor, uh, a produs foarte multe capodopere și niște lucruri extrem de scumpe. Este suficient să intrați să verificați catalogul lor de produse și o să vă dați seama cu ce se ocupă oamenii ăștia, sunt exact la fel ca și Van Cleef Arpel, la origine tot maestri sticlari, ca să le zic așa. Și, printre altele, René Lalique, în momentul în care a început să interacționeze cu industria de parfumerie, a realizat pentru prima dată, sau la început, a realizat sticlele pentru celebra casă Coty care cu siguranță o știți cu toții dacă sunteți pasionați de segmentul ăsta de produse, de îngrijire, ca să zicem, sau de frumusețe. În fine, folosiți ce termen vreți voi. La Lalique White este un parfum foarte interesant din punctul meu de vedere, foarte interesant, în special pentru sezonul cald, în special pentru zilele călduroase. Nu l-aș vedea purtat însă vara pe temperaturi extreme pentru că are niște note acolo care sunt uh, convins eu nu ar fi chiar pretabile zilelor caniculare. Dar cu toate acestea, uh, denumirea asta de white nu este întâmplătoare. Uh, pur și simplu, uh, dacă vreți, puteți să-l puneți în antiteză cu alt parfum celebru al casei Lalique și anume encrenoar sau tot segmentul encrenoar, toată gama encrenoar. Care este în uh, antiteză la capătul celălalt, uh, în partea întunecată, ca să zicem. Uh, pe când ăsta este partea deschisă, este partea uh, albă a aspectului. O prezentare absolut excepțională, la fel ca orice produs fabricat de cei de la Lalic. Sticla arată foarte, foarte interesant, foarte. Fin designul și albul ăsta este absolut uluitor cât de bine dă pe sticlă. Aveți bineînțeles și un capac care se prinde foarte bine și care este făcut din plastic, apropo. Și, așa cum ne-am obișnuit pe absolut toate parfumurile casei la Lic, un atomizor care împrăște foarte mult suc pe o suprafață foarte mare. Excelent, din punctul ăsta de vedere. Puteți să țineți sticla inclusiv așa de capac, dar v-am spus, este din plastic, ea emulează că ar fi făcută din metal, dar nu este din metal. Ce avem aici? Avem concentrație E de toalet, 125 de mililitri este gramajul, deci este sticla mare și dacă vreți, la fel ca și parfumul în sine, și cutia de carton arată foarte, foarte bine. Pe fundul ei veți găsi toate informațiile, batch number și așa mai departe, ca să puteți să verificați produsul acolo unde doriți voi să-l verificați. O prezentare excepțională, o prezentare așa cum ne-au obișnuit casa la LIC, o prezentare care denotă foarte mult bun gust, prin simplitate, în primul și în primul rând, și în același timp o calitate a produsului, dar și a sucului din interior, lucru care ne interesează cel mai mult, la fel foarte, foarte bună. Pot să vă spun, după purtarea acestui parfum, că absolut tot ceea ce am simțit la acest parfum și am regăsit în acest parfum denotă o calitate foarte ridicată a ingredientelor și, de asemenea, o calitate naturală. Eu nu am observat absolut nimic sintetic. N-am observat absolut nimic care să mă ducă cu gândul că este genul ăla de parfum fabricat în laborator, din compuși chimici. Totul este natural în el. Și, pentru că vorbim despre ce este în el, haideți să trecem în revistă rapid notele care compun acest parfum. Și avem, după cum urmează: în deschidere, vom fi întâmpinați de o doză foarte puternică de citrice. Dacă stau să mă gândesc, cred că ăștia de la Lalique, prin acest parfum, prin white, au băgat cam toate citricele care există pe fața pământului. Și avem bergamotă, elemi, frunză de lămâie, tamarind, mai avem cardamom, nucșoară, piper alb și violetă și mai avem cedru, chihlimbar, mosc, mușchi de stejar. Cam astea sunt ingredientele, mai lipsește unul de aici, pomelo, dacă nu mă înșel, și ăsta se regăsește în, în parfumul ăsta în la Liquide. Deci o doză foarte puternică de uh, fructe, de citrice, în același timp o doză uh, extrem de interesantă de violetă, care este foarte prezentă în acest parfum. Lucru care nu mă deranjează absolut deloc, am mai spus-o și în alte ocazii, pentru mine nota de violetă este una dintre notele mele preferate în parfumerie și deși bărbații în general se folosesc, se, folose, se feresc din a purta parfumuri florale, eu sunt exact la capătul opus. Mie îmi place să port parfumuri florale pentru că mai ales dacă un parfum de genul ăsta este făcut foarte bine și notele sunt note naturale, și sunt foarte bine amestecate cu restul compoziției, acel parfum poate să miroasă pe un bărbat absolut senzațional. Și din punctul meu de vedere, nota de violetă din acest parfum, care este foarte prezentă, este într-o doză foarte mare, mie îmi place fantastic de mult. De asemenea, în acest parfum se mai regăsește un ingredient care este interzis în acest moment în industria de parfumerie, și anume mușchiul de stejar. O notă care a fost eliminată complet, nu știu dacă știți, în urmă cu câțiva în 2, ani, 2-3 ani, s-a dat o lege în UE, cum că anumite ingrediente din industria producătoare de parfumuri trebuie să interzise, bla bla, căutați pe Google, veți găsi suficiente informații despre acest aspect. Ei bine, uh, mușchiul de stejar, uh, Oak Mas, cum mai este cunoscut, a fost interzis, dar el se regăsește în acest parfum. Uh, foarte interesantă combinația asta de note pe care o regăsim în la Lake White. Uh, ce regăsesc eu pe pielea mea în timpul purtării? Păi e foarte simplu. <laughs> în primul și în primul rând, doza e absolut fenomenală de citrice. Este o combinație absolut mortală, bergamotă cu lămâie. Uh, de asemenea, tamarindul plus uh, o notă interesantă de pomelo uh, e o deschidere fresh, citrat, ușor amăruie. Ușor, foarte ușor amăruie, cel puțin așa o percep eu pe, pe pielea mea. Uh, deschiderea asta nu durează foarte mult, a zice undeva la 30 de minute, ceva de genul, după care parfumul începe să se schimbe, să se modifice un pic în compoziție. Și asta pentru că, din subtil, în spatele notelor de vârf, de citric, începe să-și facă prezența foarte, foarte puternic nota de violetă. Practic, nota de violetă iese la suprafață și este la suprafață într-o combinație foarte interesantă cu piperul alb, dar și cu condimentele, cu cardamomul și, în special, cu nucșoara, care, de asemenea cel puțin în percepția mea la purtarea acestui parfum, are un impact foarte puternic asupra compoziției. E, nu știu cum să, oferă o senzație în același timp fresh, floral, dar și ușor călduță. Încălzește un pic compoziția. Și asta cu ajutorul cardamomului și a nucșoarei. După care, bineînțeles, toată combinația asta este susținută foarte, foarte fain pe o bază cu notele noastre, așa cum am spus, mușchiul de stejar, dar și lemnul de cedru, care este de asemenea omniprezent în parfumeria bărbătească și nu numai, și care este o notă foarte plăcută de altfel, pe mine, unul personal, mă încântă ori de câte ori am notat asta într-un parfum, dar mai găsim ceva și anume chihlimbar. Deci, în principiu, o doză puternică de citrice, cu o inimă de, o inimă de violetă ușor încălzită cu ajutorul condimentelor, și cu o bază lemnoasă, unde cedrul, dar mai mult mușchiul de stejar joacă un rol principal. Un parfum foarte interesant. Un parfum care cu siguranță nu este de vreme rece. Asta vă spun din start pentru că fiind un parfum fresh, un parfum citric, floral, condimentat, nu este făcut să aibă anduranță pe genul ăsta de vreme. Nu știu cum este acum, de exemplu, unde suntem în luna ianuarie și avem, azi noapte au fost minus 17 grade, iar acum pe zi sunt minus 9 grade. Deci, nu este un parfum care să facă față unei astfel de temperaturi extreme cu minus. În schimb, însă, este un parfum pe care de abia aștept să-l port când vine primăvara, pe care de abia aștept să-l port la vară și pe care de abia aștept să-l port toamna, până când nu începe să dea frigul la ură uh, de tot. Un parfum care miroase foarte bine. Din punctul meu de vedere, sincer să fiu, am stat și m-am gândit cu ce aș putea să-l să, nu știu, să compar din punct de vedere al mirosului cu parfumuri pe care le-am deținut pe parcursul vieții mele sau pe care încă le dețin în colecție și mi-au venit în cap cam două parfumuri. Dracar Noir de la Ghila Roș și Țar de la Van Cleef Arpel. Într-o oarecare similitudine, acest parfum la Lic White îmi creează o ușoară stare de balsamic La fel cum o face și Tsar uh, de la Van Cleef Arpel De asemenea este un parfum verde De aici și senzația uh, extrem de uh, identică cu Dracar Noir Dar și cu Tsar de la Van Cleef Arpel Pentru că și alea sunt două parfumuri fresh uh, Dar două parfumuri uh, foarte verzi îmbibate cu, cu florale, îmbibate cu citrice, îmbibate cu uh, tot ce vă trece prin cap din punct de vedere al verdelui. Uh, dar diferența dintre ăsta și alea două este că alea două sunt două parfumuri de tip uh, monstruos, adică cu o performanță și cu o proiecție absolut criminală, deci Dracar Noir și cu țar, dacă sunteți interesați. Pe când ăsta este mai subtil, merge mai pe burtă ca să folosesc termenul ăsta, în sensul că care nu este un parfum care își dorește să iasă în evidență foarte mult, foarte puternic. Este un parfum mai elegant, este un parfum mai, mai puțin brutal, de exemplu, decât este Dracar Noir sau Țar, de care tot pomenesc. În același timp, fiind un parfum mai subtil, mi se pare mie cel puțin mi se pare că atrage și complimente mai multe decât celelalte două menționate. De asemenea, îți oferă o ușoară senzație parfumul ăsta de, nu știu cum să zic, de bine dispunere. Ori de câte ori îl port, mă bine dispune. Mă luminează. Dacă vreți, ca și analogie cu numele pe care îl poartă și anume White. Un parfum, cum am spus, în antiteză totală cu alte parfumuri din gama LIC, și anume cu Encre Noir, dacă vreți, care este exact în spectrul celălalt. Este un parfum întunecat, un parfum negru, un parfum pământiu, un parfum uh, mai brutal, mai brutal din punct de vedere al comportamentului și al modului în care își face simțită prezența este un pic mai subtil. Performanța acestui parfum este, zic eu, una decentă, aproximativ 8 ore pe piele, ceea ce pentru mine este deja în categoria foarte bine. Am mai spus că este asta la mine ce bate, ce atinge sau sare de 8 ore, este considerat un parfum bun, foarte bun. Ce sare de 10 ore deja, este un parfum absolut excepțional. Deci, o performanță pe pielea mea și repet chestia asta pentru că nu pe pielea fiecăruia obținem aceleași rezultate. Posibil alții să nu obțină 8, ore, să obțină mai puțin, dar alții să obțină mai mult. Depinde foarte mult și de chimia uh, pielii voastre. Cu o proiecție, a spune eu, moderată. Uh, nu este un, uh, cum am spus, un uh, parfum de tip monstruos. Nu este un parfum care își dorește uh, să iasă în evidență, să, să te facă să-l simți. Nu, este un parfum cu o proiecție moderată, proiectează destul de bine în primele trei ore, a zice, după care începe să se tragă mai mult spre, uh, spre piele. Asta probabil și din cauza notei de violetă și parfumurile florale în general uh, nu sunt recunoscute ca fi niște parfumuri care sunt moști în materie de proiecție. Uh, deși am parfum în colecție pe bază de trandafir, uh, care... Efectiv, îți mută uh, nasul la spate. Dar este cu totul altă poveste. Depinde foarte mult și de combinația uh, pe care o are nota florală sau notele florale cu alte elemente care constituie parfumul. În orice caz, un parfum absolut superb, din toate punctele de vedere, de la prezentare, de la modul în care arată sticla, cutia, la miros. Uh, cum am spus, uh, și vreau să înțelegeți foarte clar, nu zic. Și nu am spus că miroase identic cu Dracar Noir sau cu Van Cleef uh, arpel Tsar. Nu, am spus că sunt similitudini într-o oarecare măsură. Uh, anumite elemente seamănă, dar parfumurile nu miros identic. Deci nu faceți confuzia asta și nu interpretați greșit acest lucru. Este un parfum, din punctul meu de vedere, ca și miros unic, sincer să fiu, N-am mai mirosit ceva identic cu ăsta. Deci din punctul ăsta de vedere este un parfum unic, are o performanță foarte bună, din punctul meu de vedere, pe pielea mea cel puțin, o proiecție, zic eu, decentă, nu extraordinară, pentru că nu este acel tip de parfum care să-ți ofere proiecție bombastică, dar, din punctul meu de vedere, este un parfum pe care, ar trebui să-l dețineți în colecție. Din punct de vedere al prețului, pentru că și aici vreau să discutăm puțin, uh, a, ce să zic, uh, reiterez aspectul numit atenție de unde cumpărați. Am văzut în momentul de față pe online că acest parfum se vinde de la 100 de lei uh, în sus, exact la 125 de mililitri. Nu dau nume de site-uri, nu dau nume de magazin online. Știți foarte bine regula mea de bază și anume eu nu cumpăr parfumuri din România. Toate parfumurile pe care le cumpăr, le cumpăr de afară. În România doar intru în parfumerii, le testez, le văd, le miros, văd care sunt noutățile și așa mai departe. De exemplu, săptămâna trecută când am fost la Cluj, am intrat în Douglas și spre bucuria mea, ca să zic într-o oarecare măsură, am văzut că în Douglas, în sfârșit, se vând parfumuri de la Lalique. Drept este, oferta este extrem de limitată, dar printre ele se afla și Lalique White. Lalique White în Douglas, la 125 de mililitri, cum vedeți aici, costa 465 de lei, dacă nu mă înșală memoria. Dacă greșesc, intrați la ei pe site și vedeți acolo prețul. Oricum, este în zona de 100 de euro. De la 100 de lei la 100 de euro, mie mi se pare că ceva e putred din Danemarca. Ca să folosesc expresia asta. De urmare, lasă la atitudinea voastră de unde vă cumpărați, lasă la latitudinea voastră cum vreți să vă cheltuiți banii. Eu vă spun doar atât, informați-vă bine, documentați-vă bine și mare atenție. Eu, cum am spus, mi le cumpăr de afară. L-am luat pe ăsta, am plătit 50 de euro, deci ca să ne fie foarte clar înțeles, am plătit 50 de euro, bineînțeles că nu am plătit pre prețul de retail. Prețul de retail, dacă nu mă înșer pe site la, la LIC, este de 94 de euro sau ceva de gen. Adică aproximativ prețul din Douglas, unde l-am văzut și o săptămâna trecută din nou. Eu l-am luat la jumate de preț, am sursele mele, Drept urmare, mare atenție, repet, de unde cumpărați și mai ales ce cumpărați. Cam atât de zis în clipul ăsta. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare. Recomandare sinceră pentru la Lic White. Repet, sunt fan al casei la Leak. Foarte multă lume nu știe și nu-i cunoaște din multiple motive. Eu vă recomand să ajungeți să-i cunoașteți. În același timp vă recomand că nu să vă pară rău. Ne vedem data viitoare, într-un alt clip vor urma multe alte clipuri cu recenzii la parfumuri în perioada uh, imediat următoare pe canal. Deci, dacă vă plac genul ăsta de produse, abonați-vă, apăsați clopotul și veți primi notificarea în momentul în care eu pun un clip nou. Toate cele bune!